Bun găsit, fraților, după cum v-ați obișnuit în fiecare duminică din perioadele de mercato, atât cea de vară cât și cea de iarnă, pe cronicele sportului vedeți cele mai fresh și importante transferuri din lumea fotbalului. Iar eu, ca întotdeauna, vă mulțumesc pentru devotament și vă doresc vizionare plăcută! Anunțând transferul lui Ferran Torres, încă în decembrie, Barcelona a reușit abia în această săptămână să legitimeze contractul cu wingerul de 21 de ani. Acest lucru nu a fost posibil mai devreme din motiv că Barça ar fi încălcat fair play-ul financiar. Torres i-a costat pe catalan 55 de milioane de euro, lucru care îl face pe jucătorul adus de la Manchester City cel mai scump transfer al perioadei curente de mercato. Ferran Torres a venit pe Camp Nou la învoirea inimii, acesta declarându-se fan al catalanilor. Pentru postul de titular, Torres va trebui să concureze cu Ousmane Dembélé. După ce l-au adus pe Philippe Coutinho, cei de la Aston Villa transferă un alt fost jucător al Barcelonei, Luca Dini. Fondașul stânga de 28 de ani cu 43 de selecții pentru Naționala Franței a fost achiziționat de la Everton pentru 30 de milioane de euro, exact cât valorează acesta pe Transfermarkt. Dini, deși mai avea încă 3 ani și jumătate de contract cu Everton, a insistat să plece de pe Goodison Park. După un conflict cu antrenorul Rafa Benitez, care l-a costat pe francez postul de titular. Acum Steven Gerrard are la dispoziție un lot foarte promițător, care este cel mai scump în Premier League după cele 7 forțe. În poartă este Emiliano Martinez, care costă 32 de milioane de euro. Tot atât valorează și fundașul Tyrone Mings. Ceilalți 3 jucători din apărare la fel au cote onorabile. Luca Dini costă 30 de milioane, Ezri Konsa 25 de milioane și Matty Cash 22. La mijloc, după cum vedem, Philippe Coutinho este cel mai slab cotat jucător, valorând 18 milioane. John McGinn costă 30, iar Douglas Luiz 35. Tot 35 de milioane de euro valorează și atacanții Emiliano Buendia și Ollie Watkins. Ceva mai puțin, 32 de milioane costă Leon Bailey. Dar să nu uităm și de banca de rezerve cu alți jucători superbi, cum ar fi Danny Ings, Bertrand Traore, Matt Target sau Trezeguet. În momentul de față, Aston Villa se află pe locul 14 în Premier League. După inaugurarea erei saudite, Newcastle face al doilea transfer. Săptămâna trecută, coțofenele l-au prezentat pe Kieran Trippier, iar în aceasta pe Chris Wood. Masivul vârf neozeelandez l-a costat pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite 30 de milioane de euro. The challenge and the opportunity that this club has going forward is huge. I mean, the prospect of what it could be in the future is absolutely outstanding. După această mutare, Chris Wood devine al treilea cel mai scump transfer din istorie al jucătorilor trecuți de 30 de ani. În fața lui se află doar Cristiano Ronaldo, care pleca la Juve în 2018 contra 117 milioane de euro, dar și Gabriel Batistuta, care în 2000 era achiziționat de Roma pe 36 de milioane de euro. În prima parte a sezonului, evoluând la Burnley, Wood a strâns 21 de meciuri în toate competițiile și a marcat doar 3 goluri. Adversara șerifului din grupele Champions League, Shakhtar Donetsk, menține politica veche. Brazilienii. Doar că de această dată ucrainenii nu au mai căutat talente prin favele, aducând un jucător cunoscut, fiind vorba despre David Neres, care a fost transferat de la Ajax pe 12 milioane de euro. Internaționalul brazilian cu 7 selecții valorează 20 de milioane de euro pe Transfermarkt și are în spate 4 sezoane și jumătate în componența lui Ajax. Cel mai frumos dintre sezoane a fost de departe 2018-2019, când lancierii ajungeau până în semifinalele ligii campionilor. La acea oră, Neres avea 21 de ani și era văzut printre cei mai promițători jucători ai lumii. Și puțin ar fi crezut că, în contextul în care Frenkie de Jong semna cu Barça, Matthijs de Ligt cu Juventus, iar Donny van de Beek cu United, Neres va ajunge la Shakhtar.
După ce vara trecută au avut o campanie de transferuri impresionantă, cei de la Olympique Marseille continuă să-și întemeieze lotul. De această dată, ultima echipă franceză care a triumfat în Champions League l-a adus pe Cédric Bakambu, vârful despre care acum câteva luni se vorbea că ar putea ajunge la Barcelona. Congolezul de 30 de ani a fost adus liber de contract de la echipa chineză Beijing Guoan. Bakambu a semnat cu Marseille până în 2024 și ar urma să alterneze concurența pe postul de atacant central, unde francezii îi mai au pe Arkadiusz Milik și Bamba Dieng. Cédric Bakambu și-a făcut cunoscut numele între 2015 și 2018, când a evoluat destul de convingător la Villarreal. În momentul de față, Olympique Marseille se află pe locul 3 în Franța, fiind la 3 puncte în spatele lui Nice, dar având 2 meciuri în rezervă. Marseille este antrenată de Jorge Sampaoli. Unica echipă care se ține aproape de Real Madrid în acest sezon al La Ligii este Sevilla. Julen Lopetegui, care în trecut a avut angajamente dezamăgitoare atât pe banca Realului cât și pe banca selecționatei Spaniei, pare să-și fi găsit clubul potrivit. În această săptămână, tehnicianul de 55 de ani a fortificat linia de atac a Sevillei cu wingerul mexican Jesus Corona alias Tecatito, adus de la Porto pentru doar 3 milioane de euro, asta chiar dacă acesta valorează pe Transfermarkt 22 de milioane. În ultimele 7 sezoane, Tecatito a evoluat la Porto, unde a avut evoluții superbe, devenind de 2 ori campion al Portugaliei. În total, acesta a strâns pentru Dragonii 287 de meciuri, a înscris 31 de goluri și a livrat 69 de asisturi. Tecatito are 29 de ani și cu siguranță va ornamenta jocul Sevillei cu dinamism. Un alt lider care a părăsit-o pe Porto în această săptămână este Sergio Oliveira, care a fost împrumutat la Roma până la finalul sezonului curent, dar cu opțiunea transferului integral la finalul sezonului. Oliveira a fost dorit de Roma încă din vara trecută, când acesta venea după un sezon fantastic, în care marca 20 de goluri și livra 7 asisturi. Acesta reușea o dublă în poarta lui Juventus în optimile Champions League, eliminând bătrâna doamnă din cursă. Mijlocașul central are 29 de ani și valorează pe Transfermarkt 15 milioane de euro. În urmă cu câteva sezoane, Sergio Oliveira nici măcar nu reușea să se impună la Porto, fiind purtat prin diverse împrumuturi la echipe precum PAOK sau Nantes, iar când revenea, era ținut la echipa a doua. Sezonul trecut însă, lusitanul a explodat. În această perioadă de mercato, The Special One a adus la Roma 2 jucători noi, Ainsley Maitland-Niles și Sergio Oliveira, în același timp despărțindu-se de alți doi. Iar primul dintre ei este Gonzalo Villar, care în sezonul trecut a fost titular indispensabil, dar după venirea lui The Special One și-a pierdut locul în primul 11. Prin urmare, mijlocașul spaniol de 23 de ani a fost împrumutat la Getafe. Tot la Getafe și tot sub formă de împrumut a ajuns un alt spaniol, Borja Mayoral, care în acest sezon a bifat la Roma în seria doar 5 meciuri. Vârful de 24 de ani a fost crescut de Real Madrid, iar la început de drum era văzut ca un star în devenire. Locotenentul lui Cristiano Ronaldo, de la triumfătorul european din 2016 și fostul star al lui Manchester United, Luis Nani, a revenit în Europa, după ce a petrecut ultimii 3 ani în Statele Unite la Orlando City. Lusitanul s-a alăturat nou promovatei din Serie A, Veneția, care se află în lupta pentru evitarea retrogradării. Nani a semnat cu Veneția un contract valabil pentru un an, urmând ca înțelegerea să expire în iarna lui 2023. A ajuns între timp la 35 de ani, portughezul are în spate o carieră onorabilă, trecându-și în palmares trofee mari, atât cu naționala cât și cu echipele de club. În perioada United, acesta a cucerit aproape toate trofeele posibile. Pe lângă diavolii roșii, lusitanul a mai reprezentat alte cluburi importante, cum ar fi Valencia, Lazio sau Sporting Lisabona. Cu toate astea, Nani nu și-a folosit talentul la cotele maxime, or potențialul lui ar fi mai mare decât a realizat acesta în cariera lui. I'm doing